Medicii de familie vor cere femeilor să facă testul Papanicolaou o dată la 3 ani. Investigațiile sunt necesare pentru a preveni cazurile de îmbolnăvire cu cancer de col uterin. Potrivit specialiștilor, în ultimii 5 ani în Republica Moldova, peste 1500 de femei au fost diagnosticate cu această maladie, iar peste 1000 și-au pierdut viața. În fiecare an, sute de femei din Republica Moldova sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, iar 3 femei mor în fiecare săptămână din cauza acestei maladii. Se întâmplă pentru că unii medici nu sunt instruiți corespunzător pentru a identifica boala la timp, dar și din lipsa de dispozitive medicale moderne în centrele raionale, precum aparatul de screening cervical, susțin experții străini. Pentru a schimba lucrurile în bine la acest capitol a fost lansat astăzi un proiect de prevenire a cancerului de col uterin. Proiectul susținut de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare, Organizația Mondială a Sănătății, dar și Fondul ONU pentru Populație, va fi implementat timp de 3 ani și va avea un buget de peste $1 milion. Banii vor fi cheltuiți pentru aparataj medical, pregătirea specialiștilor, dar și pentru campania de informare a populației. Prin acest proiect îndeosebi vom intensifica eforturile noastre de a asigura sănătatea, dar de asemenea de a salva multe vieți de femei și multe vieți de mame. Dintre toate tipurile de tumori maligne, cancerul de col uterin se regăsește în grupa celor care este cel mai ușor de prevenit. Reprezentanta Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Rita Columbia, e sigură că prin programe de screening bine organizate pot fi reduse și prevenite ratele de îmbolnăvire a cancerului de col uterin. And the evidence show that well-organized screening programs can reduce cervical cancer rates by up to 80%. And if we combine these programs with HPV vaccination of adolescent girls, just as the minister mentioned before, the organized screening, the program can reduce cervical cancer rate up to 90%. În cadrul proiectului va fi realizată și o campanie de informare a femeilor și fetelor. Trebuie să educăm populația despre beneficiile acestor servicii, despre beneficiile, zicem, vaccinării fetițelor contra virusului papilomului uman. În același timp, educarea femeilor în vârstă fertilă despre necesitatea de a atrage atenția asupra propriei sănătăți. Otilia Rădeanu este mamă a 3 copii. Femeia susține că după prima naștere a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. După ani de tratament, astăzi este sănătoasă. Am fost foarte liniștită, având în vedere că mama este medic și foarte liniștit, nu trebuie să intre în panică. Câțiva ani a durat, dar permanent am fost la medic, am efectuat investigații, am fost permanent în vizorul medicilor. Cancerul de col uterin este una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică atât în Europa cât și în Republica Moldova.